Kievul este distrus pe zi ce trece, în ciuda promisiunilor de retragere a rușilor. La tot pasul vezi blocuri distruse, case transformate în ruine, mașini arse în totalitate, într-un cuvânt război. Ana Maria Roman, George Chironică și Andrei Cojocar au filmat într-unul dintre cele mai bombardate locuri din oraș și vedem aceste imagini. Un schelet uriaș de metal acoperit cu funingine, mormane uriașe de moloz și mașini înnegrite de fum. Ruinele molului din Kiev, lovit de obuzele rușilor, oferă un peisaj înfiorător. Ne aflăm în curtea molului care a fost bombardat în data de 20 martie. Vedeți în imagini mașinile, cât de puternică a fost această explozie, pentru că mașinile pur și simplu au ars. Sunt doar bucăți de fiare vechi puse aici una peste alta. Vă voi arăta în acest moment care a fost punctul pe care rușii au vrut să îl atingă. În scurt timp, în momentul în care voi ajunge cu colegul meu, în spatele nostru este o clădire pe care scrie sport. Acolo credeau trupele rusești că se află armament militar, armament deținut de trupele ucrainene. Explozia însă a fost atât de puternică încât a distrus absolut tot în jur, atât sala de sport, cât și clădirile din apropiere. Este un dezastru. N-a avut șansă nimeni. Nu putea să supraviețuiască acestui atac. Pe 20 martie, cerul Kievului a fost brăzdat de o coloană de foc în momentul în care rachetele au lovit molul din cartierul Podil. Suflul exploziei a fost atât de puternic încât ferestrele locuințelor din apropiere s-au făcut țândări. Flăcări uriașe au cuprins apoi centrul comercial, dar și mașinile aflate în parcare. Coborâm de la etajul 2 la etajul 1 pentru a vedea care sunt efectele acestei explozii, efectele acestui atac crunt al lui Vladimir Putin asupra unor cetățeni nevinovați. Și de aici, dacă vedeți, se pot observa rezultatele acestui bombardament nemilos. 63 de pompieri au acționat la stingerea incendiului. Flăcările se ridicau până la etajele 3 și 4 ale clădirii. Imaginile surprinse de echipa News Hour with CNN arată proporțiile dezastrului. În această zonă, așa cum veți vedea în imagini, funcționa o cafenea care era mereu plină. La momentul exploziei, din fericire, aici nu mai era nimeni, pentru că intrase în vigoare ora marțială. Nici acum nu a fost dezvăluit numărul real al victimelor după primul bombardament. Presa locală a relatat că cel puțin 8 oameni au pierit, iar 3 sau 4 sunt încă prinși sub dărâmături. Orice încercare de a-i scoate e riscantă, deoarece întreaga fundație a centrului comercial a fost distrusă, iar clădirea este o ruină ce stă să se prăbușească. Și nu a fost singurul atac. After a few days, there was another attack with mines. My colleague who did some defense in this area saw it, and two journalists were died. I'm not afraid because we saw who are they. They killed our people, they destroyed our cities, because I'm not afraid and I'm ready to a fight against Russia. Pe site-ul centrului comercial au fost publicate imagini cu modul în care a arătat complexul din Kiev înainte de a fi bombardat.